Tânărul și soția lui au mers la masă, acolo unde au ciocnit un pahar de băutură, în timp ce Iancu a spus că își dorește ca în căsnicia cu partenera lui de viață să construiască numai lucruri bune, precizând că își doresc mulți copii. Denisa Coțolan a filmat totul și a urcat imaginile direct pe Instagram, făcându-le astfel o mare bucurie fanilor lor. Bine te-am găsit în luna de miere! Sper să ne priască, să ne fie de bine în luna asta de miere, să prosperăm în viață, să facem mulți copii, casă, masă, cum se face, a spus Iancu Sterp, după ce s-au căsătorit. Cu toții au fost pe cât se poate de curioși să afle unde vor locuri Iancu Sterp și Denisa Coțolan. Iar sora tânărului, Getuța, a făcut o serie de declarații despre acest subiect. Iancu o să stea și la mama și la părinții Denisei, că sunt aici aproape, pe unde îi prinde seara, până își termină și ei casa. Și-au luat un loc de casă și vor să se apuce. Mama Geta nu are cum să rămână singură, pentru că noi nu o să o lăsăm singură. Sora mea, Ileana, și-a luat și ea o casă chiar mai jos de casa mamei și vrea să facă o bucătărie, unde noi să facem plăcinte în viitor și tot felul. Avem planuri mari. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.